Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat, frumos și foarte sexy episod de Dead by Daylight. Cum poți să zici că un episod e sexy? Ce ești, videofil? Ew, what the fuck? Oricum, oameni buni, eu am jucat foarte, foarte mult Dead by Daylight și cred că pot să vă spun cu mâna pe inimă că m-am săturat să joc serios. De ce să pui atâta inimă și suflet? Că dacă n-ai scăpat prin hatch este trist și îți bate inima și nu, frate. Astăzi este ziua în care eu am decis să joc Dead by Daylight la panoramă. De ce? Pentru că am și un ritual zilnic care îmi zice să fiu urmărit timp de 4 minute cu Nea. Fără parcuri, fără griji, trebuie numai să mă duc și să mă fugăresc cu killerul. Mama, asta o să fie minunat. Uite-te la Nea. Ce frumoasă e, ce păr sexy are și ce tricou cu curcubeu și uite-te la pantalonii aia. Dude. Fără iteme, fără parcuri, fără offering-uri, fără griji. Da, o să fie un episod în care o să mă duc, o să caut killerul și o să încerc să fug de el cât mai mult. Generatoare, nu voi repara, voi încerca să nu repar și veți vedea că la finalul jocului vom fi cu toții morți și numai un singur generator va fi reparat. Nu știu exact de ce am eu această impresie, dar sunt sigur că așa se va întâmpla. Oricum, nu uitați, G2A, Instagram și Facebook acolo și în descriere, oameni buni, și apreciez foarte mult și like-urile și comentariile pentru că a trecut foarte, foarte mult timp de când am început această serie, chiar un an și ceva, și nu pot să cred că încă facem episoade ocazional. Ocazional. Nu pot să vorbesc pentru că mă dor Vezi, ți-am spus eu că nu pot să vorbesc, că mă dor fălcile de la zâmbit. Vreau fața mea de poker face. Asta e fața mea de poker face. Știu, par trist, dar așa mi este fața relaxată. Nice. De ce nice? Pentru că aceasta este o hartă plină de palete și locuri unde putem să fugărim killerul. Domnule killer! Oh, sunt și obsesia! Wow, asta e minunat. Hai să începem prin a face rost de niște puncte gra... Ah, ăla nu era killer, ok. Era doar un supraviețuitor. Bun. Bă, s-ar putea să fie Mihai Myers. Asta nu e foarte bine. Dacă e Mihai Myers, e de na... Ah! E Mihai Myers! E Mihai și vine pe partea asta! Mihai, n-am vrut! Nu eu am fost ăla cu totemul. Ok, a fost total altcineva. Nu, domnule. Claudia, fugi în Dumnezei! Hei, pleacă! Claudia, ești proastă? Domnule Mihai! Bă, frate, bă! Nici nu cred că voi putea să-mi fac ritualul. Pentru că are level 1 și nu știu dacă se pune că e pe lângă mine. M-am urât jocul ăsta atât de mult din toți killerii. A trebuit să fie ăsta. Din toți killerii care puteau să mă fugărească, a trebuit să fie cel care are raza aia de teroare infim de mică și care când te fugărește face level 3 și te dă pe jos din prima, deci practic nu poți să faci mare chestie. Oh my god, îmi urăsc viața și urăsc jocul ăsta. Asta e că nu e aici așa. Uite, fraier, uite, vezi? Uite cât e fraier, e pe jos din prima. Eu cum ar trebui să mă duc să mă fugăresc cu killerul dacă el are level 3? Echipa mea e proastă. De asemenea are fa... Urăsc jocul ăsta, hai să mergem să-i salvăm pe fraier. Las că facem puncte, nu e problemă. Este doar un Michael Myers cu... Oh, come on, dude. Îi ducem basement. Scapă, fugi! Scapă, fugi! Îl pune în cârlig! Fugi, Pink! Fugi! Woo! Ok, puncte gratis! Fugi! Hai că tanchez eu un hit! Ah! Yes! Am tancat degeaba? Spune-mi că n-am tancat degeaba!
Easy game? De ce ești acolo? De ce ești tu mai aici? Nu te duce în direcția killerului! Nenorocitule, bă! Dă-i mă heal, mă, să terminăm repede. Huu, mamă, Pink, ce curajos ești! Ești atât de bun la Dead by Daylight! Ești incredibil! Vai, tu, vai, dar mersi, dar chiar... Oh, doamne, încă un skill check. Bă, dați-mi și mie heal, bă! Bă, și mie, rapid! Mamă, ce fraier, eu să-mi bat piciorul. Hehehe. Ok. Easy day. Foarte ușor chiar. Mam. Sincer să fiu, nu știam că o să funcționeze. Și nu e... A! Claudia, dă-te! A! Chiar am nevo... Oh! Sia, domnule! Sunt mai rapid ca noaptea. Uite, noaptea nu e rapidă. Mă focă? Remember? Ha? Ha? Remember? Cum ar zice Drizzy. Op, m-a văzut. Ok. Aici, bulangiu, ai hack-uri! Nesimțilă. Ok. Oh, oh! Ah! Ah, m-a prins. Are le... Bă, deci cât de mult are level 3, mă? Are hack-uri, are parole, e imposibil să aibă level 3 timp de atât de mult... Oh, oh. A, avea curly fix aici, vorbesc serios. Ok, lasă că echipa mea mă va salva. Fii antenă. Îl vezi pe ăsta. Easy game. Easy game. Haide, haide. Ah, oh, salvează-mă tu. Yes. Bravo, ai salvat gagica cu pantalonii zebră și cu părul tot zebră. Deci, practic o să câștigi jocul. Hai, vino acelea și dăm heal. Dăm heal. Așa. Așa. Bun. E german ăsta. Vai, ești german. Oh, da, ies, atinge-mă. Oh, eh, Dunkov. Dankeschön, ja, ja. Oui, oui, ich bin Dunkov. Ich bin Dunkov. Nu știu ce înseamnă asta. Oh, my God. Ok. Dankeschön. Mon friend. Friend? Frère? Nu, ăla e în franceză. Ok, hai să mai căutăm și noi un generator. Poate reparăm și noi unul în meciul ăsta. Hei, eu zic că a fost frumos, bă, am fugărit puțin killerul, ne-a prins la un moment dat pentru că are hack-uri și bloodlust, dar nu contează. Ah, și cineva e lovit, ceea ce înseamnă că reparația acestui generator va dura 3 milenii. Hai să numărăm împreună. 0 mileniu. Ha, era fix pe lângă. O să trecem la 1 peste un alt mileniu. Oh-oh. Ia-i și fugi. Ia-i și fugi. Fugi. Cât te țin picioarele tale de tipă, de culoare, înseamnă că alergi foarte repede pentru că ești Claudia. Oh, nu, stai, aia e Meg, aia care largă repede. Oh, ce prostie, să-mi bat piciorul. Am crezut că m-a văzut. Mamă, cât de prostie. E atât de prost încât cred că e bun, dar de fapt e prost. Oh my God. Hmm, easy game. Uite, mă pot urca pe piatră? Bă, asta a fost destul de înfricoșător. Hai să reparăm. O, oh, s-ai aproape reparat? Uh-oh. Oh, fuck. Vine aici, vorbesc serios. Oh, come on. Ai toată harta la dispoziție, băi, bulangiule. Așa, așa, plimbă-te cu level 3. Aha, level 2, fraiere.
Ia să se întoarce în direcția asta sau... Mi-a spart generatorul. Bă, ești nebun, chiar se întoarce în direcția asta. Ap, nu, nu se întoarce, se duce dincolo. Bun! Easy generator, dude, easy. Da, nu mai contează. Altcineva a reparat. Acum, să sperăm că nu se întoarce Acilia și că o să se ducă dincolo. Dar dacă vine, nu e problemă. O să fugim și o să... Urăsc momentul ăsta al jocului, când nu știi unde e killerul și tu deschizi poarta. A! Avea pe ce... Bă, nici nu m-am uitat. Avea pe cineva? Ha. Huh. Ok. Da, domnule. Easy game. Easy poartă deschisă. Glumeam, domnule killer, glumeam! Era o mică glumă, ha-ha-ha. A, mă stocuiește, a? Fraiere. A fugit. A fugit, s-a întors! Yay! Sper că, uite, de exemplu, alea 3-4 secunde s-au pus, nu-i așa? Adică m-a fugărit în teorie killerul, nu? Bă, vă rog, scăpați, veniți în direcția asta, bă! Fac zgomote. De ce? Pentru că așa vreau eu. Pentru că sunt un scandalagiu. Sunt Nea, adică te rog, uite ce păr are. Este literalmente scandalagioaica mileniului asta. Hai să curățăm totemul. De ce? Nu mai luăm... Hai! Hei, Nea! De ce fugi? Hai de Nea, nu fugi de mine. Uite-te mai bine, uite-te mai bine. Haide, Nea, nu te rușina, fă proastă, ușa e acili... Am stricat tot. Ușa e acilișa! Fă nenorocito! Trece acolo așa și nu... Uite unde s-a dus, mă, să-și dea heal. Oh my god, iar aia sunt în cealaltă parte a hărții, dintr-un motiv sau altul. Ok, hai să mergem să vedem dacă putem să ne fugărăm cu killerul puțin. Că am putea să scăpăm, dar de ce să facem chestia asta, nu-i așa? Opa, ești pe deal. Mhm. Uh-huh. Oh, ești moartă. Oh, ok. Atunci nu mai contează. Și tu ești pe jos. Ce căutai acolo? În ce univers a fost o idee bună să stai acolo? Oh. Op, ești tu mort. Ok. Haide să scăpăm, că altceva nu avem ce să facem. Mm-hmm. Hei, vrei să mă urmărești? Haide! Hai, fugărește-mă! Oh, yes! Haide! Oh! Woo! Nu m-ai mai lovit. I-am dat level 3 și acum o să-l caute pe ăla, pentru că ăla a fost suficient de prost cât să nu vină la poartă cu mine. Hai să vedem unde e. Sunt chiar foarte curios. Dacă moare... Ia să vedem. Unde-i, mă, spect... A scăpat și ăla? Nu pot să dau spectate? A scăpat și el. Ok. Bun. De curiozitate, câte minute au fost? Un singur minut? Ce e drept? Cred că cam are dreptate jocul. Dar totuși, de ce a trebuit să fie killerul ăsta fix când am vrut să mă fugăresc cu el? Cu ăsta nu te poți fugări, frate, că... Ți pare că l-ai pierdut, e foarte aproape de tine, care raza de turare mică în level 1 și level 2, mă înțelegi, e foarte complicat. Dar dacă tot avem punctele astea, hai să le băgăm în David Kang. Kang? Ia să vedem, vreau asta. Oh, da, oh, mamă, oh, yes. Ah, firarai, mă. Ah, știi ce? O să iau medkit-ul. Dai doar cu 2000 mai mult și în loc de prostia aia inutilă, iei un medkit? Sigur, de ce nu? We're gonna live forever și open-handed, not? Bun, atunci mergem pe we're gonna live forever. Nici măcar nu știu ce face păr cu ăla. Take gain stackable bonus. Wow! Practic mult mai multe puncte? Da, vreau așa ceva, de ce nu? Unde semnez, domnule? Nu știu unde semnez, dar arată-mi ca să pot semna și să fac rost de o grămadă de puncte. Așa, vreau și asta. Și goddammit. Ok, hai să vedem ce se ascunde. Un căcat. De level 29, hai că e bine, am făcut două nivele. 40.000 de puncte. Wow, mamă, un skeleton key. Wow, dude. Și parcuri foarte inutile. Bun. Ia să vedem, hai să scoatem spine chill-ul și să punem we're gonna live forever.
Ah, uite acelea. Dar de ce ăsta cu level 2 e tocmai aici și celelalte cu level 1 sunt mai sus? Interesant. Bun, noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa! G2A.com, the best video game store ever!